Salutare tuturor, bine ați venit acasă la Stribilino, la campionatul de fotbal vorbit astăzi despre un editorial scrisoare deschisă a lui Tebas, președintele Ligii Spaniole, adresat mai multor ziare din lume, de asemenea vorbim despre ce îi se poate întâmpla lui Manchester City și care sunt acuzațiile la adresa sa, dar înainte cu Liga Campionilor va fi amuzant. Există un predictor, sau nu știu cum să-i spun, un site care poate să facă pronosticuri. E interesant pentru că uh, 538 este recunoscut în special pentru analizele sale politice, acum aflu și eu cu încântare că se poate ocupa și de fotbal și ce spune acest site de specialitate pe baza unui algoritm despre această ediție a Ligii Campionilor, că va fi câștigată de Bayern München, după care cele mai mari șanse în afara lui München, le au Manchester City, Napoli, Real Madrid, Benfica, Liverpool, Porto, Chelsea, PSG, Tottenham, Dortmund, Inter Milan, Leipzig și așa mai. de parte, Bayer Bayern Munique é uma equipa cotada foarte bine, sub Nagelsmann sigur dacă nu mă înșel vin după trei egaluri și -o victorie nu e cea mai bună forma lor, dar uh, este întrecută de forma proastă a francezilor, da? PSG, de fapt dacă stai să te gândești PSG este în cea mai proastă formă de la uh, venirea noului antrenor și probabil că asta nu pică în cel mai bun moment pentru echipă e pentru ei absolut istoric și necesar să cucerească acest titlu, dar în dubla manșă între, uh, uh, între uh, Paris și uh, Bayern, eu o văd favorită pe uh, echipa germană din mai toate punctele de vedere, de la statistică până la capacitatea și experiența antrenorilor, până la, aici aș zice mult, capacitatea și experiența jucătorilor, dar eu cred că Bayern e trecută ca echipă prin confruntări mult mai... Grele. Uh, tot aici avem Milan-Tottenham, uh, Milan, uh, sigur aici aș pune banii mei pe, pe echipa englezească, un plus de superioritate, de ce? Din calitatea individuală a jucătorilor, care mi se pare mai bună decât la Milan. Milan vine după șapte meciuri fără victorie și o victorie. Uh, dar nici englezii nu sunt într-o formă absolut extraordinară, uh, totuși ar trebui să fie superiori. Sigur că mulți dintre voi o să vadă asta după uh, primele etape, o să puteți râde copios, dar știți cum e cu pronosticurile astea, măcar uh, da, așa ne bucurăm de fotbal. Între Bruș și Benfica, favorita mea este Benfica, echipă solidă, cu experiență de acum, uh, cred că poate urca mult mai sus de turul acesta. Dortmund-Chelsea, merg pe nemți tura asta, Ex lipsa de experiență a lui Graham Potter mă oprește aici, faptul că e echipa în reconstrucție și teoretic Dortmund ar trebui mai bine să știe ce face. Liverpool-Real Madrid, cea mai slabă forma lui Liverpool, Madridul poate juca din experiență oricât și oricum și probabil că folosind armele grele în această situație poate să dea armele grele și vechi. Modric Cross, mă aștept să-i văd pe teren Benzema, desigur nu mai știu care e situația cu accidentarea lui, dar mă aștept să-i văd pe toți aceștia și acolo oricum mai sunt jucători care au o mare experiență europeană, deci ar trebui să fie favorită. Napoli, mult peste Frankfurt, cred, e punctul meu de, de vedere, uh, și forma extraordinară de care se bucură echipa acum. Manchester City, Leipzig, nu cred că avem în aici. Între Inter și Porto, un joc deschis, sper eu să fie și uh, frumos. Uh, favorită, nu, aici la Inter și Porto, cu siguranță nu știu, să zic în acest moment uh, care este favorita uh, acestui uh, meci. Ce putem să vedem uh, mai departe? O scrisoare deschisă a domnului Tebas, președintele Ligii Spaniole de Fotbal, care se plânge de apariția în presă a unui articol pe care îl consideră plătit și profund interesat despre ce este vorba. Este vorba despre un articol scris de domnul Bernd Reihardt, așa se numește domnia sa. Este un om despre care te zice cu umor că s-a alăturat fotbalului acum patru luni și deja are păreri de expert. Acest om propune în numele unei superagenții de publicitate, unei superagenții de marketing, un format pentru Uh, cum să-i spunem, viitoarea Superligă Europeană și Javier Tebas vine acum și zice, bă băieți, potoliți-vă odată haideți că vă explic eu ca să înțelegeți domnul Bernd Reihardt care semnează această scrisoare este de fapt un apropiat al lui Florentino Perez și al Clubului Real Madrid care este în continuare principalul sponsor al Superligii cum ar trebui să arate, iată iarăși în viziunea realului această notă sau această nouă competiție. Ar trebui să aibă 60 sau 80 de echipe din întreaga Europa care vor trebui împărțite în trei nivele de disputarea jocurilor 1, 2 și 3 cu posibilitatea de calificare dintr-un nivel într-altul, adică să mergi mai sus. Nivelele sunt făcute de la început pe baza unor coeficienți și nu îți dau posibilitatea de a rămâne acolo în permanență, adică poți să și retrogradezi din grupele respective. Și spune domnul Reinhardt păi ne-am gândit la formula asta ar fi absolut extraordinară, Europa este unică, să se joace între toate țările astea din Europa și uite că o să împărțim mai bine și drepturile de televiziune și toate chestiunile de genul ăsta. Tebas vine în schimb și zice nu vă luați după băieții ăștia, singura lor dorință este de fapt să uh, distrugă campionatele naționale și să ramforceze marile cluburi în fruntea unor ligi europene care să le aducă majoritatea banilor. Așa este făcut sistemul și o să vedeți că în moment ce ar intra sistemul acela în vigoare, campioanele țărilor din diverse... Hmm campioanele țărilor de fapt, nu or să mai intre direct în lupta pentru diverse competiții europene sau pentru această ligă, ci pur și simplu vor fi ocultate. Bun, acum pentru noi asta, asta n-ar fi o mare diferență. Campioana României și altor țări de prin zonă intră așa într-o bătălie pentru Conference League. Noi suntem într-un fel de model de ăsta și acum ceea ce îmi dau seama este că Real Madrid propune ca să nu mai împartă banii UEFA, ci să împartă această superligă pe care ei o creează. Și pun în permanență presiune pe UEFA, probabil pentru a le da și mai mulți bani din ceea ce obține cu această competiție și probabil pentru a renunța la fondurile care pleacă în jos, da, și către cluburi românești, sau să le diminueze deși cluburi românești, și cluburi din Moldova, și din Cipru, și din Malta, unde să mai mențină un pic democrația uh, fotbalului. Javier Tebas, după apariția acestui, uh, acestui proiect, miercurea trecută, cred că s-a întâmplat asta, uh, a scris acest open ed, cum se numește, uh, editorial, pe care l-a adresat mai multor ziare și a zis nu vă lăsați păcăliți. Nu vă lăsați păcăliți pentru că acest... Bernd Reinhardt nu face decât să promoveze ceea ce își doresc marile cluburi, adică să vă dea un fotbal profund poluat din punct de vedere al resurselor. Și asta ne aduce mai aproape de celălalt subiect al nostru de astăzi, care se numește Manchester City și care în sfârșit este în poziția de a fi penalizată pentru 10 ani de Cred că încălcarea tuturor regulilor posibile posibile materie de fair play financiar. Sunt privite sezoane începând din 2010-2011, de aici 2004-2017 și cred că și ceva în 2018. Deci sunt încălcări punctuale. Ce vizează aceste încălcări punctuale? În primul rând, este vorba de falsificarea veniturilor din sponsorizări și alte tipuri de venituri încasate de acest club. Doi la mână este vorba de falsificarea sau uh, netransparentiza, ascunderea, ăsta e termenul, ascunderea banilor pe care uh, i-au primit managerii. În speție e vorba de Roberto Mancini, la el să, se referă unul dintre cazuri. De asemenea este vorba de încălcarea regulii fair play-ului financiar. Adică clubul și-a cosmetizat veniturile astfel încât să pară că ei câștigă mult mai mult ca să le permită transferul mult mai mare. V-am înșirat doar trei dintre aceste nereguli, dar ele sunt de mai multe tipuri și este foarte puțin probabil ca de data asta Manchester City să scape în linga engleză. De ce zic că e foarte puțin probabil? City a scăpat de UEFA care îi dăduse inițial o suspendare de 2 ani de zile din cupele europene după care decizia a rămas să se judece și așa mai departe. În Anglia, agenda politică a fotbalului este schimbată. V-am povestit săptămânile trecute de intervenția politicului în fotbal care spune că trebuie să ne curățăm fotbalul, trebuie să ne lăsăm cluburile mici care reprezintă adevărata Anglie să trăiască și trebuie să oprim acești mastodonți care vin cu bani din toate părțile și de fapt ne poluează fotbalul. Și aici apare intervenția ligii engleze și asociației engleze pentru că ei vin să răspundă unor solicitări care sunt în țară și nu pot să acopere la nesfârșit un club de talia lui Manchester City pentru că presiunea populară și a cluburilor mici este foarte, foarte, foarte mare. Luați-ne gigantul necinstit de pe cap. Asta ar fi ideea. Culmea este că în zilele astea, timp în care vorbim noi, un alt gigant se pregătește de o operațiune de pe același tip de preluare în aceeași zonă, știți deja că familia Glazer a primit o ofertă din partea unui, uh, uh, ce să zic eu, consorțiu catarez, care să vină să uh, uh, să preia clubul, acest al doilea club sau al treilea ca în casă, dacă cred că e al doilea uh, din lume și uh, să pornească acolo o nouă, o nouă afacere. Însă, uh, și momentul cel mai potrivit, pentru că odată cu intrarea în vigoare a legii de care vă puneam săptămâna trecute, s-ar putea ca o investiție de tip catarez cu toate problemele legate de drepturile omului despre care am tot discutat, să fie respinsă în Anglia. Prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne auzim și săptămâna viitoare. Vă doresc spor la treabă!